Bună seara, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în pești, etalare pentru aprilie, mai, aproximativ, poate să fie și mai încolo, vedem, da. Ați spune că poate e târziu și că mi-e somn, nu e chiar așa, pentru că bine, în general mă culc târziu, dar de când s-a întâmplat ce s-a întâmplat, noaptea chiar mă culc târziu. Și vă dați seama de ce. Așadar, nu mi-e somn. Poate un pic ochișorii sunt cam obosiți, dar nu mă pune nimeni să desenez sau să scriu, ci să citesc niște cărți. Am văzut 10 de monede de mai multe ori. Probabil sunt niște chestiuni de familie, de bani, de afaceri pe care le discutați, le gândiți. Regina de spade, geme în balanță, vărsător. Fecioară sau Venus în fecioară, poate Capricor, poate Taur. Dacă vă place, vouă să zic așa ceva. Însă, se pune problema independenței. Se discută despre independență, despre poate că cineva inspiră. La creștere spirituală, la înțelepciune, la transformare, vom vedea. Două cărți foarte frumoase. La capătul setului de cărți apare și soarele. Și o energie mai tânără, valetul de monede. Zodia mai puțin contează. Doi, o energie mai tânără care vrea să onoreze o energie vibrantă, să spun. Nu trebuie să-mi aleg cuvintele. Ar putea acest soare să reprezinte personajul de aici. Și un personaj mai tânăr vrea să ofere apreciere, respect, să arate ce simte, dincolo de nehotărârile și emoțiile pe care le simte. Și din cauza acestor nehotărâri și acestor emoții, a amânat, să zic, exprimarea unor sentimente. De teamă că va fi refuzat, dacă va vorbi, dacă va exprima ceva. Acest personaj a preferat să stea, să fie pasiv cu 7 de monede și stea. Să spere, să viseze și uite așa să nu manifeste. Comunicare. Acum, zodie mai puțin contează. Apare iar gemen, apare și vărsător, apare și leu, apare și semn de pământ. Sunt destule. Ideea este că pentru unii dintre voi veți avea o discuție cu un personaj care vrea să, nu știu cât o fi de tânăr sau tânără, dar personajul acesta care vrea să ofere apreciere, poate printr-un cadou, poate printr-o discuție, poate prin ambele, acesta are un sentiment de eu sunt mai puțin decât ești tu, ceva de genul acesta. Nu contează vârsta. Poate aici, în poziția aceasta, este o femeie tânără, dar dezvoltată, educată, inteligentă, puternică și acest personaj e mai în vârstă. Se poate și asta, nu contează. Este chiar dacă e diferență de vârstă, este și o diferență de evoluție spirituală, intelectuală, profesională. Și cel care nu e în poziția aceasta de a inspira pe alții, se simte chemat să onoreze persoana care merită. Eu asta văd, asta transmit. Acum, dacă așteptați, eu știu, am văzut și 7 de spade, cineva care fuge, minte, fură, trădări, frici. De ce fugim? Haideți, spuneți-mi voi, că tot se învârte cu ceasul atât de repede, timpul trece atât de repede, de ce fugim? De ce fugim? Fugim de noi, fugim de Dumnezeu, fugim de dragoste, de ce fugim? Însă, înainte să deschid cărțile, hai să vedem situațiune, peștișori. Situațiune în această perioadă, soarele nu venu să ascendent, mă vânăt în peștișori. Situațiune pentru unii dintre voi, nu va fi valabil pentru toți, pentru unii se manifestă. E interesant! Exact ce a apărut la Capricorn, parcă, dar Capricornul acum nu poate fi descărcat pentru că am întrerupt legătura
S-a întrerupt, a trebuit să fac două videoclipuri și să le lipesc mâine dimineață, nu acum. Dimineață înseamnă 10-11 când mă scol eu. Dacă stau noaptea, asta e. 14. 14 înseamnă vindecare, temperanță în tarot. Dar în aceste de cărți apare o vulpiță roșie, strategii. Strategiile nu ar fi ceva rău. Nu, nu-i deloc rău să gândești strategii. Chiar nu-i deloc rău, dar hai să vedem contextul. Vom vedea. La capătul setului de cărți, aș spune loialitatea. 18 este luna în tarot, 22 nu avem în tarot, avem decât 21, încheiere de capitol. Distanță mare între voi, dar distanță cu această cale și cu munții, distanță mare între voi și cineva. Dar cred că acest personaj, care e un personaj la distanță, care vă este loial, care crede dor de voi cu acest câine. Poate că în secret se gândește la voi, vrea să vă fie loial și totuși această distanță, sunt niște blocaje. E o separare, turnul, care s-a produs între voi. Voi cred că le-ați fost ancoră în momente cheie, în momente tulburi. Unii dintre voi. Poate să fie și invers, dar... A, să vă mai atrag atenția. Nu citesc pentru deviați și dezaxați. Dacă cumva aveți, din orice zodie există cazuri și negative. Nu citesc pentru așa ceva, citesc pentru oameni de bun simț, oameni normali care trec și ei prin ce trece. Așadar, dacă așteptați să citesc despre cine știe ce personaj cu planete în peș, care eu știu cum s-a purtat, nu citesc despre așa ceva. De aici pică. Acesta este un glob de sare și mai lasă sare. Sarea pământului. Probabil că aveți parte de abundență în curând, că tot am văzut 10 de monede. Așa, energia voastră. E interesant, unde mai fost? Voi păstrați-vă sufletul deschis, creați, păstrați-vă valoarea, am zis, valoare, aveți o valoare specială pe care trebuie să o creați, să o recreați, dar, interesant, aveți un mare, mare dușman. Sau dușmancă. Semn de foc în mod special. Personaj care vă dușmănește. Ar mai putea să fie și un semn de pământ? Poate chiar și de foc, poate sunt doi bărbați, aici avem. Energie masculină. Pământ, foc. Poate chiar trei. Energii masculine. Toate foarte puternice. Dintre care unul mai gelos ca altul, aș spune. Însă, pantera este într-adevăr energie negativă. Ceilalți nu sunt chiar atât de negativi. Decât în cazul în care această... Ba da, e ceva. Oricum, în ce sens negativ? Când oamenii doresc și nu au, devin geloși, nu? Oricum ar fi... Oameni care vă doresc, oameni care sunt geloși. Acest Ganesha, elefantul, vă atrage atenția că orice blocaje, oricine ar încerca să vă blocheze, sunteți susținuți de străbunii voștri și de îngerii voștri. Acușica. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în peștișori. Energia voastră în această perioadă. Aha, atrageți atenția cu atâția ochișori. Atrageți atenția, energia voastră. Fiți mândri de voi, că meritați. Un soi de cavaler de aer, dar e energia voastră. Știți oricum că atrageți atenția. Unii dintre voi chiar știți.
Și trecând peste acest lucru, că atrageți atenția, că lumea se uită la voi din vari motive. Păstrați-vă, aș spune, și optimismul, asta e regina de cupe, dincolo de griji, de stresul pe care îl trăim toți și ni-l mai fac și alții, păstrați-vă optimismul, aș spune, cu simțul ritmului și al dansului, știu că sună ciudat, dar chiar e important, mai ales pentru peștișori. Și fiți mândri în sensul frumos al cuvântului, fiți nobili. Pe unul poate să pară orgolios în anumite situații, într-un anumit context, dar eu acum aș spune că fiți nobili, pentru că pe unul este simbolul al caselor regale. Fiți nobili. Hai să mai vedem. Poate unii a trebuit să purtați mai mult verde, turcoaz, albastru, să comunicați cu cavalerul de aer, să comunicați din suflet și cu sufletul și cu mintea. Știți exact Vishuddhi de unde este chakra a cincea a comunicării? Este între minte și suflet, da? Păstrați-vă mintea clară și sufletul clar. Fiți în echilibru apropo de 14 când comunicați. Și încă aveți ceva de vindecat, poate vindecați prin comunicare sau asta e energia voastră, nu e altuia. Da, comunicați și vindecați. Păstrați-vă zâmbetul pe buze. Chiar dacă poate uneori aveți probleme cu banii, poate unii aveți și probleme cu coloana, poate unii aveți griji, legătură cu o manifestare. Dar păstrați-vă zâmbetul pe buze. Soare, lună, lună, să ascendem nodul nord în peștișori. Aprilie, mai. 6 de cupe. Un suflet pereche se gândește la voi. Un suflet pereche. Acum. Suflet care vă cunoaște, din cartier, din copilărie, din tinerețe, de la școală, care vă știe, cu care aveți un anume tip de trecut. Poate chiar ați fost și într-o altă viață. La capătul setului de cărți, artistul. Iau ce frumos! Valetul de cupe, asul de cupe, marea preoteasă, aceasta sunt eu, în doriu. Glumesc. Nu glumesc, dar chiar sunt eu. Dar hai, trecând peste asta. Poate cineva ascunde o suferință, niște regrete. Regretă. Interesant. Că nu a materializat, nu a comunicat eventual bucuria pe care o simte în preajma voastră. A ținut ascuns această stare de bine și de la starea aceea de bine are momente când, ia uite, trece la supărare profundă, la tristețe adâncă. Acest personaj nu arată, dar posibil totuși cu acest as de cupe și valet de cupe să-și dorească în următoarea perioadă, pentru că 6 de cupe înseamnă și împăcare sau reconsiderare, să-și dorească să manifestați ceva nou. Valetul de cupe, asul de cupe, ce înseamnă? 2 de cupe. Să fiți față în față și să împărtășiți din emoțiile pe care le simțiți, unul față de celălalt. Unul este într-adevăr mai în umbră, dar cu răbdare și cu optimism, cele două cupe se pot echilibra. Și cu creativitate, apropo de artist. Posibil acest personaj vrea să manifeste ceva nou cu voi. Dragoste, da, arată foarte bine.
o nouă dragoste. Dar dincolo de dragoste poate să fie vindecare și poate să-și ceară, nu știu cât scuze, dar să încerce să o dreagă după ce... Mai greșesc eu, da? Să încerce să fie echilibrat apropo de justiție. Da, să manifeste ceva nou. După ce nu a manifestat nimic, nu a exprimat nimic. O dată, de două ori, de trei ori, peștișori, aprilie, mai. Nebunul! Eu sunt nebunul care te iubește. Doi de cupe, cineva vrea să se arunce în brațele voastre, să spună... Ce simte soarele? Ce speră? Ce visează? Soarele. Masculin și feminin, interesant. Și trei de cupe, mai. 2 și 3. N-aș mai clarifica. Se pare că o luați de la zero cu un nou suflet, o luați de la zero, un suflet sau un nou suflet, un suflet pereche. Și veți fi foarte fericit, soarele și trei de cupe. Păi, dar ce bine arată. Probabil personajul acesta care a reținut, a ascuns cât dor e, cinci de cupe nu înseamnă doar dor, înseamnă și dor, tristeți, a ascuns. Poate că și voi ați ascuns dorul, că marea preoteasă puteți să fiți și voi, nu doar ei. Ia uite asul de cupe, mai ce frumi! Dar 5 și cu 1, 6, exact echilibrarea aceea pe care am văzut-o mai devreme. Dorința de a vă împăca, de a vă echilibra, de a redresa, să zic, o situație. Ce frumos, măi! Da, 9 de cupe. Speranța cuiva, regina de monede la capătul setului de cărți, 6 de cupe. Paișpere apare, dar în ce context? Vă vindecați de un personaj dominator tiranic? Voi sau poate cealaltă persoană? Și vindecându-vă, aș spune că aduceți turnul, haosul, separarea și în viața voastră și în viața cel puțin a unei alte persoane. Da, voi vă vindecați de un personaj dominator. Și această vindecare aș spune că înseamnă și o reîntoarcere către voi, o separare de orice contact cu alte persoane conflictuale mental, bârfitoare, agresive într-o formă sau alta. Și ei rămân să se vindece singuri. Și nu doar să se vindece singuri, să mediteze. La relații. Să se gândească. Și uite așa gândind, cu 5 de spade, în această separare și în acest haos, provocat cu intenții sănătoase, aș spune, apare dorința de împăcare, dorința de stabilizare cu regina de monede. Pentru unele doamne există un personaj care vă dorește figuri stabile în viața lor, ca să nu zic mai mult. Figuri stabile în viața lor, da. Peștișor. Soare, lună, Venus, ascendent, lună, peștișor. O dată, aprilie, mai, de două ori, de trei ori. Conflicte. Dar orice conflict îl lăsați în urmă, 8 de cupe. Și o luați de la zero, ia uite. O luați de la zero. Lucați, oamenii care... Măi, cineva care v-a mințit. Ori v-a mințit că are soție, nu v-a spus că are soție, că are familie. Da.
și v-a pus pe voi într-o situație foarte neplăcută. Eremitul. Avem și zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător și zodia fecioare și taur. Blocați aceste energii și o luați de la zero. Poate că și ei blochează, variază. Da, hai să tăiem cărțile. Nebunul! Oh, îndrăgostiții! Gemeni sau poate să fie și berbec. Poate să fie și berbec. Dar mie nu-mi place să dau zodii, dar vă mai dau așa din când în când. 10 de spade. Alt semn de aer, gemeni, balanță, vărsător, dar nu obligatoriu. Capricorn, în mod special cu regina de monede. Poate să fie și taur și fecioară, dar nu obligatoriu. Și cavalerul de monede, fecioară, în mod special, dar poate să fie și taur și capricorn, dar nu obligatoriu. Poate cineva cu planete acolo. Însă. Clarificăm totuși îndrăgostiții. Da, personajul acesta se simte foarte atras de voi. E un personaj care va veni. E zero. Se aruncă, se avântă. Vedeți, amândoi se avântă. Amândoi. Însă, pare de data asta mai evoluat. Știu că sună ciudat, e nebunul, dar nebunul poate să manifeste foarte multe. Deja intră într-un alt ciclu de manifestare. Aici este doar un cavaler. Este în zona telurică, pământeană, chiar dacă e semn de foc. Sunt cele patru elemente, da. Aici deja intră în al cincilea element, al șaselea, în altă vibrație. Acest personaj a simțit probabil de mai mult timp că e atras față de voi. Marcaj în gemeni, în berbec, săgetător, leu, eventual. Marcaj că vor fi planete pe acolo. Dar trecând peste planete, atracție fizică puternică, dar pe care acest personaj începe să înțeleagă că nu-i doar fizică, este mai mult. Este și mentală, este și emoțională. Voi îi echilibrați într-un anume fel. În preajma voastră ei se echilibrează, că avem masculin și feminin. Dar îi ajuta să se detașeze de energiile toxice. Și să se stabilizeze, să se echilibreze. Însă acest personaj a încercat să fie în control și din cauza asta a creat și mai multe conflicte. N-a vrut să arate ce simte, ce gândește și ia ca așa. Mai dăm o carte pe 10 de spade. Da. Puneți capăt unui ciclu de suferințe, de trădări, de dureri, poate chiar și fizice. Și a spune că vă echilibrați. Poate că vă echilibrați pe cineva, poate altcineva vă ajută în această nouă lume, în acest nou capitol pe care îl deschideți în viața voastră. Lumea și zero. Interesant. Și apoi soarele. Și regina de monede, energie feminină, chiar dacă soarele este masculin, energia feminină se stabilizează, se echilibrează, vibrează, e pozitivă. Dincolo de orice altă supărare, problemă de sănătate, trădare, ia uite, regina de monede de două ori. Și cavalerul de monede. Mai dăm o carte pe regina de monede. Da, interesant, valetul de spade. Comunicare. Cred că
acest personaj care vine, Val Vârtej, sau a venit, eu știu, eu am fost ocupată cu Doriu. Poate în viața voastră deja a venit acest personaj. Vine să comunice despre bucurie, despre cum vă vede, că vă apreciază, că vă întrețineți, că sunteți pe picioarele voastre, că sunteți serioși, serioase, unii, bărbați, femei, nu contează. Se va comunica despre lucruri serioase, despre lucruri inspirante. Acest personaj vă urmărește cu valetul de spade, ar putea chiar să fie același personaj, vă urmărește de ceva timp și din acest motiv nu a venit înspre voi și își dorește, după atâta așteptare și, aș spune, studiu, a studiat, își dorește să manifeste ceva practic. Nu doar să vă întâlniți, să vă simțiți bine cu 3 de cupe, cu asul de cupe, cu soarele, cu 2 de cupe. Nu doar atât. Nu. Vrea să manifestați ceva serios. Vă văd oameni sau femei sau oameni asumați și vor și să fie alături. Mai dăm o carte pe cavalerul de monede. Să construiască alături de voi, este să se echilibreze temperanța. 2 de cupe. Ori să vă ajute să vă echilibrați financiar, emoțional, sau să participe, eventual prezența voastră îi ajută să se echilibreze. Variază de la om la om. Ia uite, valetul de cupe. Vor să exprime emoțiile, nu știu cât de scuze, să exprime emoțiile. Că visează de mult timp la voi, că țin la voi și că voi le dați putere într-o formă sau alta. Poate să fie și invers. Hai să vedem în continuare. Da, acest personaj tânăr și plin de pasiune vrea să lase în urmă o altă persoană care nu mai corespunde idealurilor sale și să se vindece, aș spune, împreună cu voi, să se echilibreze, să manifeste altceva, să crească financiar, să lase în urmă trădările și să, ia uite, aș spune să se echilibreze, apare balanță de două ori alături de oameni puternici, că sunteți femei, să se echilibreze alături de voi, că sunteți puternice, că sunteți bărbați la fel. Ia uite, pasiune, o nouă pasiune. Iupa! Valetul de cupe. Interesant ce simt. Odată exprimate emoțiile, pare un sentiment de eliberare. Vă eliberați și voi dintr-un context în care probabil că nu ați înțeles niște lucruri. Clarificăm o dată, de două ori, nebunul, 2 de cupe, soarele, 3 de cupe, o dată, de două ori, de trei ori, peștișori, aprilie, mai. Da, acest personaj regretă. Regretă că nu a exprimat pasiunea, că nu a creat. 4 și cu 5, creație. Ia uite, cavalerul de spade, două energii foarte puternice în sensul că foarte rapide. Regretă că nu au acționat, nu au comunicat în așa fel încât să stabilizeze energia dintre voi, să vindece rănile și nu să adauge. Eventual să fie alături de voi la greu și la bine și la rău. Hai.
Regina de cupe, aici sunteți voi. 3 de pute. Asul de monede, ce frumos. Și justiția. Clarifică justiția. Clarifică temperanța. Cavalerul de monede și 3 de cupe. Da, exact. Posibil personajul acesta care vrea să se echilibreze atmosfera, că nu știu ce fel de relație aveți voi cu acest personaj. Acest personaj să aibă marcaj. Marcaj, nu zic musai zodie. Marcaj în semnul balanței, gemeni, gemeni balanță, gemeni balanță, ceva vărsător, dar în mod special gemeni balanță. Ceva taur. Sau alt semn de pământ. Dați-mi un pic voie să mă uit. Aici mai este un alt personaj în viața voastră. Cred că e alt personaj. Care încearcă să fugă de trezire. De turn. Turn înseamnă trezire, reconstrucție. Încearcă să fugă. Și pică în propria sa capcană, lesă, în karmă. Pentru că a ținut prea mult. Acest personaj a ținut prea mult la bani. La relații bazate pe bani. Cred că e personajul care v-a trădat și care v-a adus multă dezamăgire și cu care încheiați un capitol. Posibil acest personaj să fie la distanță cu lumea și cu 3 de băte. Probabil că ați avut momente de fericire împreună. Vorbesc un pic la trecut, chiar dacă sunt cărți care reprezintă viitorul. Posibil încă mai speră că veți fi împreună, dar dacă se comportă ca înainte, greu de crezut, își vor lua karma. Pentru că voi clar încheiați, iau-te, lumea confirmă, încheiați capitolul cu acest personaj. Posibil la locul de muncă v-ați întâlnit sau foarte obsedat de bani, de bani, opțiuni de bani, de sex, a creat confuzii. Clar cu cavaler, a fost și sex. Obsedat de sex, de bani. Poate și de băuturi, poate are alte opțiuni. Încheiați capitolul cu acest personaj. Încheiați pentru că vreți să manifestați stabilitate și fericire. Dar ei își vor lua karma pentru ce au făcut. Pentru... Da, aici, asta are legătură cu acele strategii, cu această vulpiță. Au fost niște oameni care v-au creat niște probleme. În fine. Hai să vedem aici. Acest personaj clar vă iubește cu Regina de Cupe. Sunt îndrăgostiți de voi, sunt atrași de voi, vor să ia de la zero. Veți vedea. În această perioadă, majoritatea peștișorilor, într-o formă sau alta, soare, lună,
ascendent, nodul nord, manifestă acest nou început. Un personaj care chiar iubește, într-o formă sau alta. Veți încheia capitolul cu cei care v-au trădat, cu niște probleme de sănătate și vă veți vindeca. Vă veți echilibra, veți atrage colaborări benefice, eventual acest suflet pereche va fi într-o formă sau alta alături de voi. Pentru că iată, iar apare comunicare. Să zic, prima săptămână, a doua, a treia, bine. Evident, timpul e fluid și lucrurile pot să se intersecteze. Se va comunica despre stabilitate, despre un nou proiect. Poate chiar despre o nouă relație. Dar evident că alegerile le faceți voi. Oamenii pot să comunice orice. Depinde de voi ce vreți să alegeți. Dar se va comunica. Personajul care va urmări va vrea să ofere stabilitate. Repet, să manifeste, să construiască o relație echilibrată, să vă ofere. Eu știu, fiecare cât poate. Să vă susțină. Și regele de spade, în acest context, vorbește puțin, probabil aveți de-a face cu un personaj sau veți avea de-a face cu un personaj care vorbește puțin și gândește. Se gândește cum să echilibreze, cum să manifeste, cum să vă aducă bucurie. Se simte atras de voi. Iar temperanță, iar șase de spade. Pentru unii, trebuie să spun, pentru toată lumea, se va pune problema unui contract sau a unui divorț. Nu pentru toți, pentru unii. Poate și una și alta. Cineva divorțează și semnează un nou contract. Sau rupe un contract și semnează alt contract. Pentru a crea, a manifesta această reechilibrare și această nouă etapă. Asul de monede și asul de cupe. Și nebun. Hai, un suflet pereche clar vă dă târcoale. Dar e un suflet pereche care chiar vrea să facă treabă. Eu asta văd, asta transmit. Interesant cum văd acum acest pont. Fiți și voi cu ochii în patru, nu doar știți că oricum toată lumea se uită, toată lumea, destulă lumea se uită la voi, atrageți atenția, fiți nobili, am zis, vindecați-vă, vorbiți elegant, elocvent. Însă, acum simt după tot acest context să fiți cu ochii în patru. Pentru că sunt mai multe personaje care încearcă să vă abordeze. Ar putea chiar să fie un personaj care v-a adus multă suferință, de care încerca să vă separați sau să încercați să închideți acest capitol și ei să încerce să revină.
V-au trădat pentru că au ținut prea mult la bani. A apărut separarea. I-au fugit și își primesc karma. Dar s-ar putea să încerce să vă comunice ceva. Ia clarificăm trei de bâte. Un personaj ca distanță. Ia uite, doi de spade. Eu cred că îi blocați. Cu doi de spade cred că îi blocați pe aceștia. Mai dăm un card. Da, au niște probleme de rezolvat în familie, cu banii. Au ales banii și asta e. Au ales banii, mai dăm o carte. Ia uite, v-au pus în așteptare. Mai pardon. Încă o carte. Ia uite, v-au blocat. V-ați gândit tot timpul la acest personaj în suflet pereche, dar eu cred că vine altcineva. Cu care puteți manifesta o nouă, asul de monede și asul de cupe. Altceva nou, este nou, este nebunul. Și personajul acesta e îndrăgostit, dar acum va exprima. Va dori să vă cucerească cu cavalerul de bâte, e cuceritor. Nu mă refer mult la varianta sa negativă. De ce să fie tot timpul negativ? Nu. Clarificăm regele de spade totuși. Acest personaj vede lucrurile altfel. Vă vede pe voi altfel. Cum? Creativi și nu conflictuali. Sau cu potențial creativ. Cum? Da, vor să... E, cred că are legătură. Acest personaj vrea să vă cucerească. Hai să vedem. Sfaturi pentru peștișori. Soarele mă doresc. Go deeper. Aici este. Cum am tot căutat și eu clarificări. Fiți profunzi și... investigați. Discutați lucruri profunde. Că fără discuții serioase nu puteți să realizați nimic serios. Până la urmă. Doar așa, pasiune, pasiune, e, mă lași. Așa, și intrați în puterea voastră. Bine, nu știu dacă e traducerea chiar cea mai elegantă. Găsiți-vă echilibru. Că tot apare justiția, echilibru. Găsiți-vă echilibru. Da, vedeți, uitați. Da, sunt două personaje, am zis, unul este loial, e la drum, poate nu a arătat. Celălalt are o atitudine mai vicleană. De-aia a zis, fiți cu ochii în patru și eventual analizați, cu regele de spade puteți să fiți voi să analizați. Mai dăm o carte, sfătulesc pentru peștișori. Oh, go wild. Nu știu dacă voi, dar ei sigur sunt. S-ar putea ca și voi în preajma lor, dacă ei vor să vă cucerească și voi să simțiți pasiune. Și nu-i nimic rău în asta, da? Nu-i nimic rău în asta. E chiar bine. Tim, tim, tim. Oh. Conotații sexuale sunt destule, dar... Hai să vedem mesaje. Uai, ce frumos! Legătură spirituală. O relație... O conexiune, mai bine zis, ce trece dincolo de... Exact șase de cupe de... dimensiuni, de realități, de timp. Și totuși eu cred că sunt cel puțin două persoane. Una care v-a trădat și pe care o veți bloca și alta care vrea să vă cucerească.
Mai dăm o carte pentru peștișor. Eu că așa... Practicați compasiunea față de 15, numărul diavolului, de cei care au fost toxici și v-au trădat. Practicați compasiunea. Păstrați-vă credința cu 5, numărul marelui preot și amabilitatea și fiți amabili cu cei din jur. Vedeți? E pe cale să se întâmple ceva. Acționați ca și când partenerul este aici. 3 și cu 7, 1. 10, de fapt. 10, 1, manifestarea. Simțiți că sunteți învăluiți de dragoste. Simțiți că sunteți într-un parteneriat echilibrat, sănătos, plin de pasiune. Și va veni. Ca să puteți manifesta, trebuie să acționați ca și când deja sunteți în relație. Mai vreți? Hai, mai luăm una. Hai să mai luăm una. Încă un mesaj. Peștișori, vă rugăm. Îngerași pentru peștișori. Vedeți ce înseamnă? Ce înseamnă? Ia, uite, o declarație. Posibil aici se întâmplă ceva, o declarație. O declarație de dragoste. Oricum ar fi, spuneți-vă vouă că vă iubiți. Iubiți-vă așa cum sunteți. Ia uite, love who you are. Iubiți-vă așa cum sunteți ca să puteți să atrageți iubire adevărate, sincere, autentice. Cum vreți voi să ziceți. Dar cred că va fi totuși o mărturisire, o declarație din partea cuiva. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai.